Slăvit să fie Domnul! Ce har deosebit să fim într-o casă de rugăciune. Și așa cum fratele David v-a prins la mijloc și v-a zis că puteți să veniți și joia la biserică, știți că sunt un fel de creștini care merg din an în paști la biserică sau din Crăciun în paști. Ei, noi nu suntem din aceea, nu-i așa? Când avem oportunitatea, putem să fim la casa de rugăciune, este o mare binecuvântare. Nu cred că vă spun o noutate că darul pe care îl avem și ne-l-a dat Dumnezeu este timpul. Și cum îl administrăm, ce importanță îi dăm, în felul acesta Dumnezeu ne va răsplăti. Din perspectiva zilei în care într-o zi vom fi cu toții acasă, pentru că prin jerfa acelea care se cânta aici și se aducea laude și închinare, prin jerfa Domnului nostru Iisus Hristos, avem garanția mântuirii, iertării de păcate și intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu, pe care Domnul ne-o pregătește fiecare dintre noi. nu e așa? Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem atâta minunății, ne bucurăm de o floare, de un izvor, de apă, vedem California, nu? E frumoasă. România e mai frumoasă, alte zone din lumea aceasta, din punct de vedere geografic, o găsim frumoasă. Și nu e așa că a făcut-o Dumnezeu în șase zile? A spus să fie și a fost, nu e așa? Dar Domnul le spune ucenicilor în Evanghelia după Ioan capitolul 14, să nu se turbure, să aibă credință în Dumnezeu, să aibă credință în El, că le spune un adevăr. Vine și le dă o veste. În casa tatălui meu sunt multe locasuri. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Se spune Domnul, mă duc să vă pregătesc un loc. Frați și surori, din punct de vedere matematic, cât timp a trecut de atunci? Dacă în șase zile ne încântă și atunci când ai un puțin timp liber, un om sănătos la minte, ce face? Caută să iasă bani în natură, într-un parc, să se relaxeze, nu-i așa? Alții se relaxează săpând un strat de ceapă, de roșii, nu-i așa? Le place grădinăritul sau altceva. E frumoasă lumea aceasta și nu neg lucrul acesta, ne place. Dar gândiți-vă cum este împărăția cerurilor. De atâta timp Domnul lucrează. Spune că ochiul nostru punea Pavel la altă dată, n-a văzut la mintea omului, n-ai cum să percep, să vezi minunăția care ne așteaptă. Dar nu vrem să fim doar oportuniști pentru că Domnul ne dă acel loc minunat, îl slujim. Ar fi o fățărnicie. Ai fi un oportunist. Ai trăi viața numai cu gândul că ce vei primi. Noi îl slujim pe Domnul pentru ceea ce este El îi urmăm calea, îi păzim poruncile de dragul Lui. Pentru că pe dealul Golgotei a întins mâinile pe cruce și de dragul nostru s-a jertfit. Ca să avem în această seară harul să stăm la masa Lui, nu este masa mea a unui pastor, nici masa bordului de conducere de aici, din Biserica Emanuel, este masa Domnului. Nu te simți onorat în această seară să stai la masa Lui? Nu ne simțim onorați să fim înaintea Evangheliei, cuvântului care este viu și lucrător? Oare n-ar trebui în seara aceasta fiecare dintre noi să ne facem o vie cercetare și să înțelegem oare unde suntem puși, a care este locul nostru acum, în prezent? Pentru că în împărăția de care vă spuneam nimic întinat și spurcat nu va intra. Avem un har, nu știu dacă în locul acesta sunt... Persoane care încă n-au încheiat legământ în apa botezului, mărturisind propria lor credință, dacă sunt Domnul să-i cerceteze și să-i mântuiască. Dar noi, cei care am încheiat legământ cu Domnul, noi, cei care deja îi spunem lui Dumnezeu Tată, avem un har deosebit. Că venim în această seară înaintea lui din poziția de fiu și tată. Nu venim din poziția de un răzvrătit și un judecător ci venim din poziția aceasta de fi și fiice a Dumnezeului Celui Preanalt. Și avem șansa în care să venim înaintea Lui și să vedem cum, stă, sau cum stăm cu haina sufletească a interiorului nostru, a trăirii noastre. Pentru că Domnul este atent la viața noastră. Are privirea îndreptată înspre noi? Credeți că în seara aceasta Domnul aici în locul acesta se uită la fiecare dintre noi? și ne cunoaște? Da. Am stat și m-am gândit săptămâna aceasta, având în vedere că am fost solicitat de fratele David să slujesc, și m-am gândit ce să vă vorbesc. Și inima, mintea și Duhul mi s-au oprit la un text din Sfânta Scriptură, un eveniment care s-a întâmplat după grădina Ghețiman, după cina Domnului, după acea trăire intensă a Domnului nostru Iisus Hristos în grădina Ghețiman când spunea și se ruga înaintea Tatălui Tată dacă-i cu putință îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar continua și spunea, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și a fost nevoie pentru Fiul lui Dumnezeu să vină un înger și să-l îmbărbăteze și să-l întărească. Ce l-a determinat să facă rugăciunea aceea? Credeți că era frică de crucificare? De moartea acea chinuitoare? Nici de cum. Unii apostoli au suferit alte uh, prigoniri și sacrificii. Păcatul meu, păcatul dumneavoastră și păcatele noastre trebuia să le ia peste neprihănirea lui. Și era atât de greu lucrul acesta, pentru că știa că prin această luare de păcate asupra lui, va fi despărțit de tatăl. Și de aceea, unul dintre motive că a strigat Eli, Eli, lama sabachtanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit, a fost acea ruptură, acea întoarcere a feței tatălui de către fiu. Și Hristos nu putea să suporte lucrul acesta. Dar între noi și Dumnezeu, între Hristos și Dumnezeu am fost noi. Cum astăzi între noi și Tatăl este Hristos. Poate vi se pare exagerat ceea ce vă spun. Indiferent cât de bun te știi și te vezi, indiferent de cât de pocăit poate te vezi sau ne vedem, dacă n-ar fi între noi Hristos și Tatăl, între noi Hristos uh, și Tatăl, atunci Tatăl ne-ar nimici. Dacă Hristos s-ar retrage ca și mărturisitor, ca și mislocitor între noi și Dumnezeu, n-am putea să stăm înaintea Sfințeniei Lui. N-avem merite și trăiri ca să putem sta înaintea Lui. Dar acel care mișlocește pentru noi este Domnul Isus Hristos. Dacă a promis că este cu noi până la sfârșitul viacurilor, se ține de cuvânt. Dacă în seara aceasta eu sunt la altar, aici este pentru că Domnul are milă, că Domnul mai îmi dehar și mai mă onorează să pot să-L slujesc, să-L mărturisesc. Dacă în seara aceasta este aici, nu este prin faptul că ai ținut regim și bine. Faptul că mănânci sănătos și foarte bine. Este că Domnul ți-a dat zile. Și timpul care vă spuneam la început este un timp valoros când ești la casa de adunare, este un timp valoros când te rogi acasă, este un timp valoros când citești în Scriptură, este un timp valoros când vizitezi o văduvă și un orfan, este un timp valoros când faci vizite la spital, este un timp valoros când te îngrijești de pruncii tăi și le arăți calea cea dreaptă, este un timp valoros pentru care într-o zi Dumnezeu ne va răsplăti, slăvit să fie în numele Lui. Și am să vorbesc despre căderea lui Petru și privirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci titlul mesajului meu este Căderea lui Petru și privirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog, dacă nu vă este prea greu, vă invit să vă ridicați. deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul uh, 54 la 62. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis: Și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: Femeie, nu-l cunosc. Peste puțin, l-au văzut un altul și a zis: Și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: Omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas. Un altul întărea același lucru și zicea: Nu mai încape în îndoială că și omul acesta era cu el, că și este galilelian. Petru a răspuns: Omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea pe când vorbea el, însă a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese domnul înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepădea de mine de trei ori. S-a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să vă reașezați. În textul citit, observăm câteva lucruri foarte importante, poate careva dintre noi, în seara aceasta, să ne regăsim prin ceea ce se voi vorbi, și dacă sunt asemenea persoane, există șansa pocăinței, există șansa iertării, există șansa unei noi zile, după o noapte tulmutoasă, după o noapte a căderii, după o ședere la un foc străin, după o lepădare precum cea lui Petru și o griză deosebită a unui mântuitor care avea inima legată de omul acela. Pentru că sunt convins că Petru n-a mai uitat niciodată cântatul cocoșului. Câți dintre dumneavoastră mai știți? L-ați mai auzit? Nici eu nu l-am auzit de mult, chiar dacă locuiesc în România. Dar știți că cocoșul cântă prevestind și aducând așa în atenția celor care îl posedă că ar fi bine să se trezească, că vine dimineața nu așa? Cercetătorii au încercat să înțeleagă cum de știe când să cânte, pentru că încă nu este ziua. Apoi, atunci doar se zărește puțin Lumina. și spune că în gen, în el, este ceva care știe că atunci trebuie să cânte. Deci, cocoșul, atunci când a cântat, se încheie o noapte și începe o nouă zi. Ce predica. Dacă citim cu atenție toate textele din Evanghelie, vom vedea că într Evanghelia după Marcu, acolo se spune că va cânta cocoșul de două ori. Deci a cântat odată și nu l-a auzit. Atât de uh, departe era Petru. Atât de prins în căderea lui, încât nici nu a sesizat că a cântat. Doar când a cântat a doua oară. Atunci a sesizat uh, că ce a făcut și mai ales, în mod special, vom vedea a fost privirea Domnului nostru Isus Hristos. Uh, poate unii dintre dumneavoastră vă vedeți fără însemnătate și poate veți spune: Dar ce lucrare am eu? Vă spuneam data trecută de o experiență pe care am avut-o aici, în America, dar uh, dacă un cocoș a făcut lucrarea lui Dumnezeu, și a trezit un om. Cu cât mai de valoare ești dumneata să spui celor de lângă tine despre Hristos. Poate vei spune, dar n-am chemarea. Ba da. Mergeți în toată lumea, este pentru toți. Să propovăduim Evanghelia este pentru toți. Și cea mai aleasă Evanghelie propovăduită de dumneavoastră, știți care este? trăirea personală. Felul, modul în care te manifesti, vorbești, reacționezi, Dumnezeu să ne ajute. Și dar cred că Petru n-a uitat niciodată cântatul acesta și cu siguranță pentru el a fost un Moment de răscruce și de căpătări, pentru că vom vedea la final omul acesta nu s-a depărtat și niciodată, absolut niciodată omul acesta nu s-a mai rușinat de Hristos. A avut curajul să stea în picioare și să zică mai marilor, voi l-ați omorât. Care ar fi avut curajul acesta? Că nu găsim pe alți ucenici să aibă curajul acesta, dar el l-a avut. La predica lui s-au întors, cum spunea cineva, Ați vrea să nu-i dau dreptate. Dar uneori se mai întâmplă. Spunea cineva că la predica Apostolului Petru s-au întors aproape 3.000 de oameni. Să ajungem în vremea sfârșitului să predicăm 3.000 de predici ca să se întoarcă un om. Să nu fie așa. Și Dumnezeu să ne dea putere. Să putem să pășim prin credință. De ce a experimentat Apostolul Petru căderea? Ne întrebăm. Acum, cu siguranță, nu l pun pe el într-o imagine negativă și pe cealaltă îi scutesc. Ăștia unde au fost? Nu? Undeva de frică, au fugit, s-au dus, pe unde a fost. În altă evanghelie îl găsim că s-ar putea și Ioan să fi fost pe acolo, că spunea că era prieten cu cineva de la poartă și i-a înlesnit intrarea lui Petru. Dar nu mai îl găsim pe acolo. Dar nu intrăm în detalii din acesta. Haideți să vedem de ce a îngăduit voia permisivă a lui Dumnezeu, sau să spun așa, îngăduința lui Hristos, ca Petru să treacă prin acest uh, eșec. Deși Mântuitorul spune, Petre, îți spun ceva foarte important, m-a rugat pentru tine. M-a rugat pentru credința ta să nu se piardă, că atunci când te vei întoarce, să poți să îi pe frații tăi. Dumnezeu îngăduie uneori anumite căderi sau eșecuri în viața noastră, poate mai mărunte, mai însemnată, nense, ca să ne trezim și să ne dăm seama că nu suntem aceia care credem că suntem. Că s-ar putea ca acolo unde ne credem mai puternici, acolo să fie lovitora. Petru la un moment dat a spus, chiar dacă ăștia toți, Doamne, ăștia, e problema lor, vorbesc în limbajul nostru de astăzi. E problema lor. Dar eu, până la mart. Aici învățăm ceva că să nu facem promisiuni care nu le putem ține. Haideți să fim și înțelepți atunci când promitem ceva. Chiar în alte lucruri, nu neapărat în partea aceasta spirituală, că promitem lui Dumnezeu că facem ceva și poate n-am făcut. Doamne, iartă-ne! Dar în toate aspectele vieții, Spune Scriptura că dacă ai făcut o promisiune sau un jurământ și este în paguba ta, ce trebuie să faci? Să-l strici. Și spui, nu, că am altă variantă. Nu. Să-l ții. Apostol Petru a căzut pentru că a vorbit fără să gândească. S-a lăudat. S-a crezut puternic. Apostolul Petru a căzut, s-a crezut puternic. Și aici l-a lovit eu am zis satan cu ispita aceasta. Vreau să aici să fac o mică paranteză. Să nu crezi că satana te lovește pentru că e slab și că n-ai valoare. Ci satana, să știi că atunci vine și te atacă și mă atacă când ai ceva valoros în tine. Că ăsta nu lucră degeaba, măi, frate și suror. Și când ai ceva de preț, el vrea să distrugă. El vrea să ia de acolo. Și dacă ești și dacă ești lovit de Satana și ești spitit, să știi că ai ceva în tine. Și de aceea lucrul acesta ar trebui să-ți dea uh, un imbold să te apropii urgent de scriptură, de biserică, de Hristos, de rugăciune și așa mai departe, ca să ai biruința. Petru, vă spuneam, a căzut pentru că s-a văzut puternic ca mine nu-i nimeni. E adevărat că când era în luntre, când era în punte, pe punte, așa era vorba lui, când într-o parte, când în alta, dar aici a avut o lecție care i-a schimbat total viața. S-a crezut puternic. A ignorat avertizmentele Domnului nostru Isus Hristos. L-a atenționat, Domnul? Cu siguranță el a atenționat. Tot în acest capitol 22, cu versetul uh, 34, spune: Și Isus i-a zis, Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori. Că nu, Doamne. Că nu mă cunoști. Că nu mă cunoști. De ce a căzut Petru? Pentru că l-a urmat de departe. Primul verset care uh, l-am citit, versetul 54, prezintă lucrul acesta. De departe. Apropierea de Domnul este prezența lui în viața ta, cu cât te îndepărtezi mai mult, nu? Cu cât mă îndepărtez mai mult de sud, de ce mă apropiu? De nord. Cu cât te vei îndepărta mai mult de păcat, te vei apropia mai mult de sfințenie. Și cu cât ne vom căuta mai mult ca direcția noastră să fie înspre Hristos, cu atât vom fi mai binecuvântați. Și nu în ultimul rând, poate unii au pus mai multe șapte, mai citit într-o parte și în alta, și nu în ultimul rând un adevăr foarte important. Întâmplarea aceasta este după Ghețiman. A avut Domnul, Domnul Hristos o mustrare pentru cei trei care au fost împreună cu el? Ce le-a spus? N-ați putut să vechezi cu mine măcar un ceas. Era un greunaț, ochii erau un greunaț de somn. Poate prea puțină rugăciune și veghere l-a făcut pe Petru să cadă. Oare noi învățăm asta? Astăzi, la cina din anul 2024, înainte de Paște, la Joia Mare, cum spun alții, suntem la cina Domnului. ne găsim sau ne regăsim și noi în acestea care vreau să le recitesc. A vorbit fără să gândească, s-a crezut puternic, mai important decât alții, a ignorat avertizmentele lui Hristos, l-a urmat de departe, s-a rugat prea puțin, nu zic deloc, măcar a mai pus ceva. Doamne ajută-ne! Suntem prinsi într-o tiranie a urgentului. Toate lucrurile merg pe instant, rapid. Și eu și dumneavoastră suntem tributari la așa ceva. Mie mi se întâmplă foarte des în România că mă, pun, mă duc să fac ceva cumpărători și de obicei, la mine, lista e listă. E clar. Dacă mi-a dat Ema, cumpere asta, cumpere asta, cumpere asta, Ema este soția mea, îți la raftul de orez, la raftul de ulei, la raftul ăsta și am plecat. -am dus. Dar când ajung la casă, unde mai puțini? De parcă 10 secunde ar însemna ceva. Și de multe ori mi s-a întâmplat că am stat mai mult, unde m-am pus, pentru că am zis că ies mai repede. N-ați pățit? Suntem sub această tiranie urgentului. Oare dăm valoare prezenței lui Hristos în viața noastră? Ca să nu cădem? Sau dacă Dumnezeu îngăduie în căderea, ce faci? Vom vedea la urmă. În tot acest episod în care Petru se uh, leapădă în fața celor slujnice, în fața celor care ai zice că putea să spună, da, sunt, care e problema. Uh, în toate acestea, Apostolul Petru, în căderea lui, că până la urmă s-a blestemat, s-a uh, lepădat de Domnul cu blestem, și când a cântat cocoșul, s-a adus aminte de Domnul și spune textul biblic că El s-a întors privirea sau prin flăcările acelea focului, nu știu, lumina făcliilor, a văzut țintă privirea lui Isus. Dar Isus nu avea altă treabă. Știți ce se întâmpla în momentul acela, în viața Domnului nostru Isus Hristos? Erau niște acuze. Erau niște întrebări la care el nu răspundea sau răspundea. A venit acei martori mincinos, a spus că strică templul și că el îl reface în trei zile și așa mai departe. I s-a pus la un moment dat întrebarea dacă este fiul lui Dumnezeu și a răspuns categoric, da sunt. Și atunci Caiaf a spus ce mai are rost să mai îl judecăm, e blasfemie, pediapsă cu moartea și Domnul era judecat. Se încălca o grămadă de legi. Pentru că în vremea sau în legea mozaică sau în Talmudul evrez, judecata nu se făcea noaptea. Se făcea în următoarea zi. Noapte era un sfetnic pentru cei care sau nu se dădeau sentințe noaptea, ci doar în următoarea zi. Și au încălcat evreii toate legile acestea. Și totuși, când Domnul era ocărât, când îi se rostea sentința, el avea grijă de cineva din mulțimea aceea de oameni care era în curtea aceea, avea gândul îndreptat spre Petru. Știa că e acolo. Știa ce a zis. Știa ce a făcut. Știa că s-a lepădat de el. Și totuși, și totuși, Domnul nu l-a părăsit. Poate vei spune că a fost privire de o sândire. Eu nu zic asta. Înainte ca să vorbesc de privirea Domnului nostru Iisus Hristos, vreau să ne rugăm înainte de Dumnezeu când avem ocazia sau în mintea și în gândul dumneavoastră să spuneți Doamne, ferește-ne de mândrie și ferește-ne de comparație cu alții. Mândria merge înaintea căderii. Nu vă comparați nici cu alte biserici, nu vă comparați nici unii cu alții. Comparați-vă cu Sfânta Scriptură, oglinda adevărată, și cu prezența lui Hristos în viața fiecare dintre noi. Să nu vă credeți mai înțelepți, mai deștepți și mai puternici decât alții. Nu ne rămâne nimic altceva decât să ne smerim înaintea Domnului nostru Isus Hristos și în smerenie să slujim. Gândul acesta vreau și m-am rugat și mă rog să nu să nu -mi părăsească mintea și inima niciodată niciodată să nu ies și să spun oh, dacă n-aș fi fost eu. Că mai sunt din aceștia care vorbesc așa. Dacă n-ai fi fost tu, o piatră, ar fi făcut lucrarea ta. nu e așa? Ar fi făcut Domnul o piatră să vorbească? Duminica trecută, care, sau care a fost acum, ați, a fost sărbătoarea florilor. Să fim vigilenți Aproape toate pildele care Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus au fost vegheați, dar. Și Dumnezeu să ne ajute să fim veghetori. Și Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi de ațipire. Căderea lui Petru a fost temporară, pentru că Petru n-a rămas acolo. Privirea Domnului nostru Iisus Hristos în viața Apostolului Petru atunci a fost o privire plină de iubire și de grijă. Privirea aceea, chiar dacă era legat, chiar dacă era acuzat, chiar dacă era lovit și gândul lui totuși era îndreptat înspre ucenicul său rătăcitor, Hristos privește la fiecare dintre noi cu dragoste. Oare în seara aceasta ai simțit iubirea Lui? Stând pe bancă, m-am rugat și am simțit așa că pulsul îmi crește, inima bate mai tare. Știți ce este aceasta? Emoție. Este emoție. Dar predic de la 16 ani și am 54, 56 de ani. Și mai ai emoție, da. Pentru că știu cine este el. Și cât de mult mai iubit și în această zi mă copleșește cu dragostea lui și îmi dă har și șansă să-i spun iartă-mă și să mă apropii în vrednicia lui și să iau parte la cina Domnului. Și nu numai să-L onoresc cu viața mea, pentru că este Domnul. Privirea Domnului nostru Iisus Hristos a fost o privire plină de iubire și de dragoste față de ucenicul său rătăcitor. Privirea Domnului nostru Iisus Hristos a împrospătat, să spun așa, amintirea sau memoria lui Petru. Spune Scriptura, înainte, Domnul s-a întors versetul 61 și s-a uitat țintă la Petru și Petru s-a adus aminte. În multitudinea acțiunilor noastre în viața aceasta, alergând în stânga și în dreapta, uneori, frați și sorori, n-avem timp să ne oprim chiar dacă pare gândul că se repetă cu tirania urgentului, nu avem timp să ne oprim și să ne aducem aminte cine suntem, care e chemarea noastră, care e scopul existenței noastre pe pământul acesta, de ce suntem, încotro ne îndreptăm, că nu suntem din aceea pe care îi întreb, frate, de unde ești, știe Domnul. De? Păi ăștia nici să nu-i bază seamă, nici să nu, seama, ni să nu pui la slujbă. L-am întrebat pe cineva, am slujit prin Harul Domnului doi ani de zile în Slatina și la un moment dat a venit uh, un bărbat și era în spatele meu. În biserica aceea trebuia să țin și timpul de rugăciune și să conduc programul și să predic. Așa e în Oltenia, sunt biserici în care dai pe cine pune și... În spatele meu era un bărbat, nu l-am cunoscut, am întrebat pe cineva din biserică, îl cunoști, nu? Și ne-am rugat și la rugăciune, fraților, niciun cuvânt în limba română, în limb, dar toată rugăciunea, toată rugăciunea. Dar în mintea mea, mi Duhul Sfânt mi-a spus ceva nu în regulă. Omul acesta nu nu pe care Domnului cum trebuie. Și când m-am întors, l-am întrebat cine ești, mi-a zis numele, dar zic, din ce biserică faci parte? Biserica din casa mea, frate. Păi cum? Păi nu e ce e biserică, biserică. Și acolo în scriptură citim, transmite salutări bisericii din casa lui cu tare. Ca să aflu că omul acela era cu probleme mentale, era ceva ofițer de armată, l-a dat afară, ținea familia sequestrată în, în, în casă și el era mare slujitor. Bineînțeles că nu i-am dat deloc slujba și fratele Lazar e obișnuit cu acesta de până sud de pe acolo. La un moment dat am auzit o prorocie că cei de la București îți, îți lupi îmbrăcați în haine de oaie și vă duc în rătăcire. Deci mi-o prorocit că zlup îmbrăcat în haine de blană de oaie că nu l-am pus la sluzire. Pentru prima dată când am făcut afirmația aceasta și sper să nu mai fac, Două Sfânt a fost peste mine și a spus, Satanul, în numele Lui Iisus Hristos, de afară. Dacă l-ați văzut dumneavoastră, l-am mai văzut și eu. Uh, nu suntem din aceia care nu știm ce avem de făcut. Noi suntem repre -da reprezentanții Lui Hristos pe pământ. Așa este? Și să ne mai oprim, să ne aducem aminte. Să nu-ți aduci aminte de jertfa Domnului doar când vezi aceste daruri rodul viței și uh, uh, pâinea. Să nu-ți aduți aminte ca și ortodoxul când vede crucea și îți face doar când trece pe lângă ea și să aduce să face o cruce. Nu. Aducerea aceasta minte trebuie să fie permanent în fiecare zi în viața noastră. Mă rog, adeseori, și vă spun și dumneavoastră, în rugăciunile mele, adeseori, mă rog așa, Tată sau Doamne Iisuse, îmbrățisez jertfa ta, te îmbrățisez în rugăciune. Ești drag pentru că ai schimbat viața mea. Hristos nu este ceva care să știți doar de El, teoretic, ci trebuie să fie ceva practic în viața ta. Petru s-a adus aminte de tot ceea ce Domnul i-a spus. Sunt convins de lucrul acesta. Și privirea Domnului nostru Iisus Hristos a atins inima lui în așa fel Încât i-a deschis tăvilarele inimii, să-i spun așa, sau izvoarele lacrimilor, și a ieșit afară și a plâns, spune scriptura, cu amar. Ce diferență între el și, Petru, și între Petru și Iuda. nu așa? Iuda s-a dat seama și el de greșeala care a făcut-o. Și în loc să se căiască, a încercat să rezolve cum a făcut și tratamentul dinainte, contractul acela, vi-l dau, îmi dați. s a crezut că poate repara. Și decizia lui a fost una greșită. Dar Petru a plâns cu amar. Și timpul trece. Istoria, uitați-vă bine și citit în Evanghelie, nu-l mai găsim pe Petru cu pieptul scos și cel mai mare dintre ucenici. Îl găsim împreună cu ucenicii și aici este o învățătură. Dacă cineva cade, să caute să se întoarcă, să nu-i fie rușine. Să vină înapoi la frați și la surori. Să nu-i fie rușine. Că Satana, știți cum e. Când faci păcatul, zice, nu te vede nimeni. Nu-ți e rușine și după ce l-ai înfăptuit, ți e rușine să-l mărturisești. Pentru că așa vine. Dar, frați și surori, atunci când ai căzut, nu rămâne acolo. De șapte ori cade cel neprihanit. Și el ce face? Se ridica. Dacă ești căzut sub povara fără de legilor în seara aceasta spun în numele Domnului. Trezește-te din ațipire. Ia curaj în inima ta și spune-i, Doamne. Spuneam la început că vii din poziția de fiu și tată, de fică și tată. Și poți să spui în seara aceasta, tată, iartă-mă. Vreau să stau la masă, dar vreau să stau un chip vrednic. Vreau să mă schimb, vreau să mă transform. Și știu că Domnul poate să facă lucrul acesta. Privirea Domnului. Așa cum vă spuneam, i-a deschis inima lui Petru, i-a deschis tăvilarele inimii, a mers afară și a plâns cu amar. A făcut ca Petru să nu se mai rușineze niciodată de Domnul nostru Isus Hristos. În concluzie, satana ne atacă acolo unde noi credem că suntem puternici. Dumnezeu permite să ieșuăm pentru că a vedea că depindem în totalitate de El. Și nu abilitățile, nu că nu sunt bune, pregătirea și tot ceea ce avem, și depindem în totalitate de el. Nu-l biruim pe Satana decât doar atunci când avem cuvântul scripturii din Belșug în noi și prezența lui Hristos în viața noastră și însoțirea Duhului Sfânt. Nu o să poți să, po să spui Satane înapoi a mea dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Și nu-l am în viața mea. Și în al treilea rând, în concluzie, Dumnezeu ne iartă greșelile noastre. Nu găsim nicăirea că Domnul nostru Isus Hristos l-ar fi, uh, să spun așa, criticat pe Petru. Nu găsim că l-ar fi criticat. Deși Petru ardea. Când au venit femeile și au spus ucenicilor, Domnul nu este în mormânt, am fost, mormântul este gol. Uh, au venit două persoane îmbrăcate în haine albe, mi-au spus, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Și Domnul nu e acolo. Care a fost primul care a sărit în picioare împreună cu Ioan? Petru. Dar de ce l-a interesat pe Petru să meargă? Vorea să vadă. Vorea să fie pentru el o certitudine că Hristos este viu. Ca în Evanghelia după Ioan, în ultimul capitol, să-l găsim pe Domnul care îi face reabilitarea lui Petru. Și spune, Petre, mă iubești? Ce întrebare! În urmă cu câteva zile s-a lepădat. Și acum vine Domnul și spune, mă iubesc? Da, Doamne, te iubesc. Și se repetă, mielușei, oițele, oile. Toate acestea le face Domnul cu atâta milă și drag. Mai este speranță pentru tine. Poate ești în noaptea lepădării, Dumnezeu să te trezească în această zi și seara aceasta, chiar dacă e seară, să fie o nouă zi, o dimineață a speranței că Hristos te iubește, că Hristos ne iubește. Și prețul răscumpărării a fost Golgota. Și dacă tot vorbeam de uh, uh, locuri frumoase în lumea aceasta, din punct de vedere religios sau să spun spiritual, pentru ortodoxi e Muntele Atos, pentru catolici este Vaticanul, pentru musulmani este Meca. Pentru mine și pentru dumneavoastră, în geografia sufletului nostru, cel mai frumos loc este Golgota. Pentru că acolo a murit Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Căderea lui Petru și privirea lui Isus, Căderea ta și privirea Domnului. În această zi să aducă în inima ta pocăință și niciodată să nu te mai lepezi de Domnul. Amin.